Un tren plin cu cereale ucrainene s-a răsturnat între Brașov și Satu Mare. Cele 30 de vagoane urmau să ajungă în portul Constanța, de unde ar fi trebuit să plece la export către alte țări europene. Din imaginile surprinse de la fața locului se poate observa cum două dintre cele 30 de vagoane ale trenului CFR au sărit de pe șine și s-au răsturnat pe magistrala 400 Brașov-Satu Mare în apropierea localității Râpa de Jos din Mureș. Toată încărcătura lor, cerealele provenite din Ucraina care urmau să ajungă în portul Constanța, a ajuns astfel pe jos. La fața locului s-au deplasat mai mulți angajați SNCFR Cluj, care au intervenit pentru degajarea liniei și repunerea vagoanelor pe șine. Cum traficul feroviar iar a fost blocat în zona respectivă, pasagerii din trenurile de călători afectate au fost preluați de mai multe autobuze și transportați pe distanța dintre localitățile Sărățel și Deda. Ulterior și celelalte trenuri care circulau pe ruta cu pricina au fost deviate pe o rută alternativă.